odată ce ar fi făcut Gioconda dacă ar fi trăit în Cluj-Napoca zilelor noastre? Probabil ar fi fost tot model de Instagram. Și Van Gogh ar fi fost un operator call center. Mozart, un DJ de karaoke undeva în Mănășturi. Beethoven, un câine. Nicolae Grigorescu, un cartier. An după an, autoritățile locale au pus cultura pe drumuri, la propriu, dar mai ales la figurat. Astfel, ne transformăm încet și sigur în capitală europeană anticulturală. Care este singurul orizont cultural al administrației noastre? Untold. Ne-au sacrificat liniștea, ne-au sacrificat spațiile verzi, aerul curat, sănătatea până la urmă, pentru profit. Și ce primim înapoi? Nimic. Zero interes față de cultură, zero investiții semnificative în proiecte culturale, zero speranțe pentru un sediu al filarmonicii, zero proiecte culturale pentru copii în școlile clujene. Hai să readucem cultura în centru și să trimitem Untold-ul la periferie. Sunt Călin Cozma, artist, dar și antreprenor. Candidez pentru un loc în Consiliul Local Cluj-Napoca din trei motive. Vreau liniște, oxigen și cultură. Nu sunt politician, nu sunt înscris în niciun partid și nici nu am de gând. Nimeni nu și-ar fi imaginat că voi ajunge pe buletinul de vot fără susținerea cuiva, dar iată că sunt primul și singurul candidat independent. Exact așa, primul și singurul. Și cu ajutorul vostru voi fi primul și singurul consilier independent din Cluj-Napoca. Am nevoie de doar 3658 de voturi. Chiar se poate. Doar 3658 de voturi pentru cultură, pentru oxigen și pentru liniște. Călin Cozma este chiar aici lângă mine. Bună ziua, Călin, bine ai venit. Bine te-am găsit, Raul. Da, interesant clip electoral. Dar investițiile în cultură chiar sunt zero la Cluj? De ce am trecut zero? Deci chiar nu am exagerat. Pentru că bugetul alocat pentru cultură în Cluj-Napoca începe cu cifra zero. Adică este sub 1% din bugetul total al primăriei Cluj-Napoca. Și un independent poate schimba ceva asta în eventualitatea în care vei obține cele 3600? 3658 de voturi. Da, eu cred că un independent poate să schimba. Deja am schimbat ceva. Prin faptul că am ajuns primul independent care candidează la Consiliul Local, că am reușit să sparg acea barieră de adunare de semnături, prin felul în care mi-am făcut campania electorală, prin acest clip care este diferit față de un clip electoral în care stăm toți și povestim despre ce e vorba, în care încerc să scot în evidență, de fapt, minusurile care aș dori eu să le redresez pe următorul mandat. Și cred că ideea de independent va crește și pe viitor vor fi din ce în ce mai mulți. Multă lume se întreabă, probabil cei care se uită la funcția de consilier local, ce avantaje financiare sunt acolo, dacă ești membru consiliu, câștigi o grămadă de bani, adică, sau nu sunt atât de mari onorariile, ca să zic așa. Și ăsta e un motiv pentru care nu se înghesuie lumea foarte tare. Teoretic, tu primești ceva remunerație per ședință, vreo 3 ședințe pe lună, nu știu, câteva sute de lei pe ședință, deci nu sunt bani acolo, poate și de aceea nu se înghesuie lumea să ajungă. Păi se cam înghesuie partidele, pentru că fără Consiliul Local, primarul este legat la mâini. Bun, acum, nu poate să facă mare lucru. Acum partidele au alte interese, nu doar acele salarii, au interese să facă anumite proiecte, să facă, nu știu. Eu niciodată n-am putut să-mi explic cum în Consiliul Local Cluj-Napoca, că acolo am fost de mai multe ori când eram și jurnalist, cum se întâmplă că o zi înainte jumătate din consilieri sunt împotrivă la un proiect sau așa mai departe și în ziua votului parcă, nu știu, au dormit altfel noaptea și toți ridică mâna. Da, eu n-am putut niciodată să înțeleg felul ăsta de a fi. De regulă sunt înțelegeri de culise și toată lumea vine cu temele făcute în ziua ședinței, puține lume se răzgândește. Adică mașinăria de partid funcționează foarte bine. Ăsta e un lucru care nu vreau să mai fie. Aceste înțelegeri de culise. Da, eu dacă voi găsi astfel de înțelegeri acolo, probabil că o să ies cu ele publice. Da. Despre tine trebuie să spunem că ai fost jurnalist, bas bariton și nu în Cluj, ci în Germania, după ce ai absolvit Academia de Muzică, da. Gheorghe Dima,
În Germania ai fost cât? Vreo 10 ani? Sau? Din 2008 până în 2016 m-am întors la Cluj. În schimb, am mai avut încă un an în care am avut contract în Germania. Deci, teoretic, 9 ani de zile. 9 ani de zile. Ai cântat pe mari scene din Germania, inclusiv pentru cancelarul german, da. Angela Merkel, la o dată, a fost la un spectacol. De televiziune. De fapt, eu am cântat la fel pentru toată lumea. Știu. Faptul că ei au fost acolo, au fost așa o chestie. Da, am cântat, mi-am făcut meseria bine. Chiar primul... Eu tot timpul ce am făcut în viața asta am început cu primul. Da, astea mai sunt exact. Reflexe de jurnalist. Tot premieră, tot primul, da, în fața lui Angela Merkel, da, super da, da. Concert și așa mai departe. Așa. Primul, s-ar putea să fiu și singurul cântăreț român care a plecat cu contract în Germania fără nicio agenție de impresariat. Adică m-am dus eu singur, am bătut la ușă, am făcut audiție și am luat-o. Deci a fost... Și acolo, așa, o chestie de curaj. E vorba de, și de meritocrație, pentru că și în cultură se ajunge uneori și cu anumite recomandări. Da. Ca să nu spunem altfel. Totul, hai să o luăm de la început. Totul începe de la faptul că după 90 încoace, ce-a însemnat educație și cultură în România, în general, și în Cluj-Napoca, a fost lăsat undeva pe... locul, nu 2, ci pe locul 10, poate și mai jos. Pentru că au fost alte interese, că noi avem probleme de infrastructură, noi avem probleme de fabrici și uzine la un moment dat și așa mai departe, vai locuri de muncă, vai șomaj, vai nu știu ce. Trebuie să înțelegem. De la cultură și educație pornește totul. Noi am ajuns să fim societatea care suntem acum, care facem autostrăzi în 30 de ani sau 20 de ani, având bani și având toate cele, pentru că partea de educație și cultură nu a existat în școli. De acolo începe totul. Cum este educată populația? De aceea, cel mai important proiect pe care l-am eu, nu este Antoldu, nu este, nu știu, altceva. Cel mai important este acea unitate de cultură multifuncțională cu care să mergem cu proiecte culturale în școli. De acolo începe tot. De acord. Dar trebuie lucrat sistematic pe treaba asta și trebuie început de ieri, nu de mâine. Da, văd printre proiectele tale un program pentru reducerea și combaterea drogurilor de mare risc în rândul tinerilor. Da. De la ce porni? De la ce constatare? Păi constatarea este... mergi pe stradă, simți miros de iarbă. Am ajuns, nu știu, pe vremea când eram eu student... Nu exista conceptul ăsta încă, sau poate nu se vedea. Acum mă uit în școlile clujene. Sunt probleme. Eu mă gândesc unde să-mi dau copilul la școală în momentul ăsta. Și am niște cunoștințe în poliție care mi-au zis, mă, uite, suntem cu ochii acolo, 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 pentru consum de droguri și așa mai departe. Dar la mănăstire nu poți să-l dai. E corect. Sincer, aș vrea, dacă am avea proiecte ca în perioada interbelică la mănăstiri, proiecte de educație, da. Acolo aș merge. Dar... nu e vorba de mănăstire, e vorba despre un lucru care dăunează, în primul rând, sănătății și, în al doilea rând, societății. Da? Și pentru asta trebuie să avem programe de combatere a lor. Nu prea se merge în direcția asta, pentru că... Da, cu ce? Cu poliția locală? Cu primăria? Un program? Ar trebui să, în primul și în primul rând, ar trebui să dezvoltăm mai multe centre de, poate chiar, dezintoxicare pe direcția asta. Ar trebui să facem un pic mai mult vizibil faptul că nu... face bine acea substanță pe care o consumi, că nu e ok, că îți poate dăuna sănătății. Eu nu văd nici, cel puțin pe media, nu văd niciun fel de clip în direcția asta. Nu văd nicio campanie în, pe prevenție. Da. Pe prevenție. Uh-huh. Lipsește cu desăvârșire. Da. O pată pe obrazul Clujului, gheteurile de la Patarât. Aici ce soluție este? Deci, Patarât este o comunitate în care trăiesc vreo 2000 de oameni. 2000 de romi. Da? Dar și ei fac parte din cetățenii Cluj-Napoca. Trebuie să le putem oferi niște condiții de trai, în primul rând, că în momentul ăsta dorm în cartoane, în barăci. Este foarte nasol. În direcția Patarât au început oamenii să-și construiască case, oameni normali. Au probleme cu acei romi. Chiar ieri mi-a scris cineva pe Facebook că se bucură, în sfârșit vede un proiect în direcția asta, pentru că ei sunt terorizați, nu au curent și încep romii să le spargă casele și așa mai departe. No, acea comunitate nu trebuie trimisă la pușcărie, acea comunitate trebuie dezvoltată.
tot educațional și tot cultural. Noi trebuie să integrăm în societatea noastră. Pentru că din oamenii respectivi putem să dezvoltăm persoane care să contribuie la dezvoltarea Clujului și nu persoane care să contribuie la acea pată neagră pe care o are în momentul ăsta. E o problemă de locuire, asta cum se rezolvă? O problemă de? De locuire. N-au locuințe. N-au... Corect, dar putem să le facem niște locuințe acolo, bine, sociale, probabil că nu o să le facem penthouse-uri, dar putem totuși să facem niște chestii în care să trăiască decent. Da. Pandemia încă nu este deloc controlată. Vedem în fiecare zi creșterea numărului de cazuri și ultima veste, s-a închis Colegiul George Coșbuc. Au apărut 4 cazuri de COVID, dar și instituțiile culturale au probleme. Am înțeles, la Filarmonică sunt probleme și publicul nu se mai poate întâlni cu artiștii preferați pentru că nu există infrastructură. Și în sensul acesta am văzut că ai propus crearea unui centru multifuncțional pentru cultură, adaptat și la pandemie, cu amfiteatre. Da, eu îmi doresc foarte mult un teatru de vară în Cluj-Napoca, în aer liber, cu acoperiș retractabil. Asta și pentru pandemie, dar și fără pandemie mi l-aș fi dorit. Dar, făcând acest teatru, în condițiile de pandemie din momentul ăsta, este foarte benefic, deoarece toate instituțiile de cultură ar putea să își mute, să-și regândească stagiunile, să avem o stagiune vara și să începem din aprilie până în octombrie pe această scenă sau, dacă avem noroc să fie două scene, să putem să avem spectacole de teatru, de operă, de filarmonica, să fie și altfel de spectacole. Artiști, sunt o grămadă de artiști care nu au unde să cânte acum, soliști folk sau trupe sau chestii. Nu este infrastructură pentru așa ceva. Așa e, din păcate. Și repunerea în funcțiunea Muzeului de Speleologie. Muzeul de Speleologie, acolo s-au investit niște bănuți prin 2010 din fonduri europene. S-a făcut o treabă foarte mișto. Muzeul de Speleologie Emil Racoviță fiind unic în țară. Dar în 2011 a fost retrocedată o clădire, s-a blocat accesul la acest muzeu, este într-o curte interioară și nimeni nu s-a mai interesat de el de atunci. Au trecut 9 ani de zile și l-am lăsat. De ce? Putem să facem bani din turism cultural. Nu trebuie să facem bani doar din Antol. Putem să facem bani din aceste muzee. Vin oameni interesați de aceste lucruri. Mai avem un muzeu. Stai să-ți mai spun, care nu-i trecut acolo. Este vorba despre Muzeul de Farmacie, care este chiar vis-a-vis de Melody, acolo pe colț. Acolo este un singur angajat, nimeni nu promovează acel muzeu. Dacă înțeleg jumătate din Cluj-Napoca, habar n-are că acolo există un muzeu. Ei, problema este veche și ține de multe... Ține de foarte mult, dar de ce nu putem să avem noi un centru cultural în care să dezvoltăm mai multe și galerii de artă? Avem, cred că, 2 galerii de artă private în Cluj, dar până acum 5 ani de zile nu era nimic. 2 festivaluri ai propune să fie organizate la Cluj, festivaluri internaționale, unul de muzică și obiceiuri tradiționale și unul de operă. Da, sunt 2 festivaluri. Dar cine ar trebui să le organizeze? Primele 2, la care nu se gândește nimeni. Primăria să le organizeze sau? Mai dau un exemplu din Germania. Mie îmi place să dau exemple din Germania. Acolo am trăit și acolo am văzut lucruri. Și pentru mulți români, pentru transilvaneni în general, Germania e un reper. Adică... Bun, avem și noi niște gene de pe acolo. În fine. Dar, de exemplu, lângă Leipzig există un centru în care se desfășoară multe evenimente. Iau cam 400 de evenimente anual în care fac și... muzică electronică și rock și operă și tradițional și de toate, da? Este făcută o infrastructură specială pentru așa ceva, este în afara orașului, are o capacitate imensă, dar partea cea mai interesantă la toată treaba asta este că primăria și landul, mai exact cum ar veni la noi Consiliul Județean sau în fine la ei regiune, e un pic altfel structurată Germania, sunt acționari în această societate care administrează tot, toate evenimentele și tot acest centru. Gândește-te cât profit se face din treaba respectivă, în primul și în primul rând, și câte locuri de muncă permanente au dezvoltat primăria Leipzig acolo. De ce nu putem să facem și noi treaba asta? Să avem un astfel de centru în care să
se desfășoare și un Untold, să fie și un festival de operă, să fie și unul de tradițional. Putem face un festival de teatru. La Valea Gârbăului te-ai gândit? Valea Gârbăului este sau, una dintre soluții, dar există multe alte amplasamente care, în care se poate face treaba asta. Trebuie doar să începem cu ideea, să începem să facem niște studii, să vedem despre ce e vorba și să-l facem. Nu cred că e așa de costisitor. Da, multă lume se întreabă ce șanse are un independent să-și impună proiectele în Consiliul Local. Tu ce răspunzi la asta? Eu sunt foarte diplomat, pentru că sunt artist de felul meu. Știi? Și răspund în felul următor. Chiar cred în ceea ce spun. Când zic că în momentul în care voi ajunge acolo, ceilalți 26 de consilieri se vor uita la proiectele mele și le vor aplauda. Probabil că le vor vota în unanimitate. De ce? Pentru că și ei au copii, și ei stau în Cluj, și ei au familii în acest oraș și ei își doresc ce mai bine pentru orașul lor. Adică eu nu cred că există cetățean în Cluj ăsta care să nu-și dorească să dezvoltăm cultura. Nu cred că există cetățean în orașul ăsta care să nu-și dorească să aibă mai multe muzee apreciate. Deci chiar nu cred lucrul ăsta. Da, pe mine cel puțin, Călin, m-ai convins, noi am fost și colegi oricum, dar pentru mine e de admirat faptul că tu ai alocat din resursele tale financiare pentru a intra în această bătălie, pentru un loc în Consiliul Local unde vrei să promovezi lucruri în care crezi până la urmă și fără să fii, să aștepți remunerații, bani și alte onoruri. Asta e un mare lucru. Eu de aceea îți doresc mult succes duminică și dacă vrei, aș vrea să încheiem emisiunea cu un mesaj al tău pentru cei care ies duminică la vot sau pentru cei care încă nu știu dacă să iasă la vot. În primul și în primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor care au fost lângă mine. Sunt foarte mulți oameni care au reacționat pozitiv la mesajele mele. La început mi-a fost frică pentru că ies cu proiecte culturale și toată lumea mi-a zis că ar trebui să ies mai bătăios, dar pe parcurs mi-am dat seama că există foarte mulți oameni care iubesc cultura în Cluj-Napoca și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Și e foarte important să începem cu mersul la vot. Haideți să facem o prezență mare, duminică, și să ne activăm dreptul democratic pe care îl avem. Călin Cosma, mult succes duminică. Doamne ajută! Mulțumesc că ne-ați urmărit. Votul de duminică e foarte important. Ieșiți la vot. Ne vedem cu bine. La revedere! Te-ai întrebat vreodată ce ar fi făcut Gioconda dacă ar fi trăit în Cluj-Napoca zilelor noastre? Probabil ar fi fost tot model. De Instagram. Și Van Gogh ar fi fost un operator call center. Mozart, un DJ de karaoke undeva în Mănăștur. Beethoven, un câine. Nicolae Grigorescu, un cartier. An după an, autoritățile locale au pus cultura pe drumuri, la propriu, dar mai ales la figurat. Astfel, ne transformăm încet și sigur în capitală europeană anticulturală, care este singurul orizont cultural al administrației noastre? Untold. Ne-au sacrificat liniștea, ne-au sacrificat spațiile verzi, aerul curat, sănătatea până la urmă, pentru profit. Și ce primim înapoi? Nimic. Zero interes față de cultură, zero investiții semnificative în proiecte culturale, zero speranțe pentru un sediu al filarmonicii, zero proiecte culturale pentru copii în școlile clujene. Hai să readucem cultura în centru și să trimitem Untold-ul la periferie. Sunt Călin Cosma, artist, dar și antreprenor. Candidez pentru un loc în Consiliul Local Cluj-Napoca din trei motive. Vreau liniște, oxigen și cultură. Nu sunt politician, nu sunt înscris în niciun partid și nici nu am de gând. Nimeni nu și-ar fi imaginat că voi ajunge pe buletinul de vot fără susținerea cuiva, dar iată că sunt primul și singurul candidat independent. Exact așa, primul și singurul. Și cu ajutorul vostru voi fi primul și singurul consilier independent din Cluj-Napoca. Am nevoie de doar 3658 de voturi. Chiar se poate. Doar 3658 de voturi pentru cultură, pentru oxigen și pentru liniște.